like that. Da, mă ia să ne jucăm pitelien. O să facem exerciții. Fotbal, volei. Pot să spun că terenul de fotbal este o oportunitate foarte mare, deoarece cu ajutorul lui noi ne putem organiza orele de educație fizică în aer liber. Putem organiza mai multe jocuri și este cu mult mai captivant pentru noi elevii. Îmi pare că e confortabil, e foarte frumos și pentru copii foarte normal să se joace, să înveți, să dezvolte. Cred că pentru fiecare profesor de educație fizică să aibă toate comoditățile și pus la așa un teren, cred că este o mare bucurie. Eu sunt bucuros că doamna directoră a optat pentru a ne face un teren de fotbal, pentru a avea unde să ne activăm, pentru a avea copiii interesul de a practica educație fizică. Toate activitățile sportive aveau loc în sala de sport, o sală bine dotată, dar desigur știți că este nevoie și un teren la el liber. Un teren care a fost finanțat datorită Consiliului Raional, datorită Federației Moldovenești de Fotbal, datorită Art Sport. Ei sunt acei parteneri care au realizat visul cel mare al elevilor de a avea un teren la nivel de standardele europene. Este o bucurie pentru noi că prin efortul nostru am reușit să facem condiții mai bune pentru acești copilași minunați care își fac studiile aici, pentru acești profesori care muncesc în această instituție. Tot în această comună astăzi se finisează lucrările de depunere asfaltului, a stratului de asfalt, la drumul care leagă localitatea Bubletici de Coșcodeni.